Lucrările la stadionul municipal avansează și sunt în grafic. Structurile noii tribune oficiale și ale peluzelor nord și sud sunt ridicate. La noua tribună oficială se lucrează în la interioare pentru amenajarea instalațiilor la compartimentări și finisaje. La peluze se lucrează atât la exterioare, instalarea învelitorii metalice, cât și la interioare. Ridicarea restricțiilor a făcut ca cererile pentru locațiile de nunți să crească anul acesta. La Sibiu toate zilele de weekend sunt rezervate, astfel încât au fost programate evenimente și în zilele de vineri și chiar și joia. Și numărul invitaților este mare, dar și prețul meniurilor care au crescut din cauza scumpirii materiei prime. Sibiul a înregistrat miercuri 152 de cazuri noi de coronavirus, fiind cel mai mare bilanț de la ridicarea restricțiilor. Aceeași situație a fost întâlnită în mai multe județe din țară, iar în acest context autoritățile iau în calcul reintroducerea anumitor restricții. Ministrul Sănătății a declarat că situația de acum este preocupantă, deoarece trendul s-a schimbat dintr-unul descendent într-unul crescător. Restricțiile ar putea fi impuse din nou dacă s-ar împuțina locurile în spitale și în special pe secțiile ATI. În unitățile sanitare din Sibiu, miercuri erau internați 57 de oameni și 3 erau la terapie intensivă.